Liber la achiziționarea locuințelor, ANL. Tinerii care au cel puțin un an de când sunt în chirie în aceste imobile și care nu dețin alte locuințe sau case de vacanță pot deveni proprietari de ANL-uri. Locuințele pot fi achiziționate prin achitarea de rate lunare către autoritățile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare, prin programul Prima Casă sau cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii. Până în acest moment, 25 de locuințe de tip ANL au fost date spre cumpărare. Altele 50 își așteaptă proprietarii. Pe lângă acestea, mai există 155 de imobile în această zonă, a căror achiziționare este însă blocată la Agenția Națională a Locuințelor. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței, va fi dobândit și dreptul de proprietate asupra cotelor părți de construcții și instalații, asupra dotărilor care se pot folosi doar în comun și dreptul de folosință asupra cotei părți de teren aferente acesteia pe durata existenței clădirii. Prețul unui astfel de imobil pornește de la 16.000 de euro și poate ajunge până la 17.000 în cazul garsonierelor, iar un apartament cu două camere costă între 22.000 și 23.000 de euro în funcție de etaj. Plata se poate face și prin rate. Însă, după principiul una caldă, una rece, tinerii nu pot fi pe deplin mulțumiți. Locuințele ANL au fost puse în vânzare, însă la prețuri piperate, în raport cu condițiile pe care le oferă. Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii a fost lansat de ANL în anul 2001. Locuințele sunt construite pe terenuri puse la dispoziție agenției de către autoritățile publice locale, beneficiarii fiind tinerii între 18 și 35 de ani, care împlinesc condițiile prevăzute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuință, după care sunt întocmite listele de repartiții.